Dimineața! Bună. Bine v-am găsit, dragii mei! Haideți, trezirea! Este o dimineață frumoasă și ne-am trezit, am făcut cafeaua, vă așteptăm. Uitați, cafea mea deja se răcește. S-a făcut-o, nu-i rece, dar e răcoroasă acum, așa ne place. E foarte bine afară. Ne-am trezit, eu m-am trezit cu dureri de cap. Am dormit cam rău. Și acum am intrat cu voi să bem cafea. Vă așteptăm și pe voi să faceți cafea, să veniți cu noi. Haideți, dragii mei, că vă așteptăm. Aseară, cu voi pe live. O doamnă, nu rețin numele, știți că sunteți foarte mulți și eu nu rețin numele la fiecare în parte, dar o doamnă scumpă ne-a rugat să mai povestim dimineața despre sărbătorile, cum era mai de mult, ce obicei aveam. Și e o idee bună, zic. Și o să vă povestesc că, na, nu sunt foarte multe sărbători, vă doar știți, dar câte o sunt foarte frumoasă și din sărbătorile astea care ne-au plăcut nouă ca copii, era Crăciunul, era Paștile, era la noi în sat, la sat nu-i ca la oraș, dar mă gândesc că cine au crescut la sat, nu toți, dar unii dintre voi au auzit și de asta. Este o, care se face acum în luna august. Săptămâna trecută au fost la Ziman și noi n-am fost. Este Chirvai, dacă ați auzit de ea. Este ziua satului. Este toamna, ziua recoltei, care să culeg strugurii, porumbul, așa mai departe. Atunci se face o sărbătoare. Să adună lumea, să distrează, să face un bal mare, dansează. Mai este tot așa, toamna târziu, este balul mascaților, unde se face tot așa o petrecere și se maschează lumea, se îmbracă în haine și pune mască pe față ca să nu o cunoască și la final cine e cel mai frumos și cel mai nu a fost recunoscut, câștigă un premiu. Deci sunt multe obiceiuri la țară și chiar, uitați, avem câteva de povestit. Și acum începem că ce m-a plăcut, adică ce ne-am bucurat noi cel mai mult ca copii când era sărbătoare, ce așteptam cel mai tare. Era Chirvaiu. Și vă povestesc cum era la Chirva e un fel Chirvai. de bâlci. Da. Să mai zicem, da, în alte părți, bălci, dar la noi așa se spune. Nu știu dacă zic eu corect, dacă. Știți că la orice lucru, în orice părți, se zice altfel. Deci, Chirvaiu, asta e o sărbătoare care se țină vara. De exemplu, luna august, tot timpul luna august, nu știu cum calculează ei, nu înțeleg, dar așa, tot timpul pe la mijlocul augustului, așa, de la 15 încolo, între 15 și 20, cam așa e data când e Chirvaiul ăsta. Deci e o sărbătoare în satul ăla că se adună toată lumea în centru. Nu e un sat mare, Zimandu ăsta e un sat micuț. Acum s-a mai mărit, să știți că de când foarte multe lume au vândut casa din orașe și s-au mutat la țară și s-au făcut căși pe margine, așa, căști noi, mari, frumoase, s-au asfaltat străzile. De să știți că nu e un sat urât, nici nu-i departe de Arad. 10 km de Arad și eu zic,
acum nu că am crescut eu acolo, dar multă lume m-a zis care nu-i din Zimand și au fost pe acolo că care le place, e frumos. Ați văzut, acum n-am filmat eu, dar când mai merem acolo, să știți că o să filmez așa ca să vedeți cam cum e, să dați o părere, o idee despre sat, cum e. Un sat micuț, dar foarte frumos, aranjat frumos, este tot ce vrei, ca la oraș. Sunt magazine mari, acum s-au făcut magazine din astea, ca la noi, gen Profi, magazine mai micuțe, s-au făcut bar, farmacie, bine, dispensar au fost și înainte, dar farmacie nu a fost înainte de Revoluția aia, s-au făcut acum, de când na, ne-am privatizat. Este, dacă știți, nu știu dacă v-am mai spus de ea, dar trebuie să vă spun de ea că e foarte cunoscută, nu că îi fac eu reclamă, că nu-i fac reclamă, dar foarte multă lume știe, este o gelaterină unde se face înghețată, este, Gelaterie, mami. da, este din, de pe timpul lui Ceaușescu este asta. Chiar, da, eu eram copil acasă, mami, când ei o deschis. La ei acasă, au făcut foarte fain. E ceva oameni din sat, care e fata lor deodată cu mine. Acum nu știu dacă părinții lui fată mai trăiește, dar fata se ocupă cu magazinul. Au acolo un mic terasă, ce e acolo, nu știu. Am fost cu Miriam, nu știu dacă avem pe filmare, unde, dacă mai merem, o să filmăm, o să vedeți. E foarte frumos. Sunt multe locuri unde este parc foarte mare și frumos pentru copii. Ce mai este, mami? Este un mic restaurant. Mai este ceva, dar nu mai știu ce. Bar alimentar, măcelărie, să știți că este, care foarte cunoscută în Arad, știți foarte mult. Micii din Piața Mică, din Obor, din Piața Mare, din peste tot, care să vinde și cei mai buni mici, sunt făcută în Zimand. Și este vecin cu noi proprietarul care prepare la ei acasă și să vinde în tot Aradul, să vinde din 90, poate înainte de 90, se ocupă cu asta. Și cei mai cunoscuți în Arad, cu micii, și cei mai buni, să știți. Deci sunt multe lucruri importante și lucruri frumoase care se fac în satul ăla și oameni foarte harnici, gospodari și distractivi. Să nu uităm, foarte distractiv este. Și acum adevărul că bătrânii nu sunt mai care au fost, cam toți s-au dus, au rămas mai mult tineretul, au venit foarte mulți pe care eu nu le mai cunosc. Gândiți-vă, eu sunt plecată de 35 de ani din Zimand, deci majoritatea tineretului eu nu le mai cunosc, chiar nu le mai cunosc. De ce cunosc eu de vârsta mea, ăștia mai vârstnici ca mine. Deci eu cunosc ce au fost acum 35 de ani. Tineretul ăsta ce a venit acum nu prea. Și bineînțeles neamurile. Dar nu mai cunosc jumate din Zimand. Dar e frumos. Mie, spun sincer, că m-ar plăcea foarte, foarte mult să ne mutăm acolo. Dar vă spun sincer că soțul meu nu dorește lucrul ăsta, nu-i place acolo, nu știu de ce. Așa că nu știu să vă dau răspunsul. Și vreau să vă spun că eu am crescut acolo, m-am născut acolo, am crescut acolo, am stat acolo 20 de ani, adică 19, că la 19 ani m-am măritat. Și mie îmi place foarte mult, e un sat mic, curat, frumos.
aproape de oraș. Eu din Zimand făceam naveta în Arad, când eram la școală, v-am spus, e 10 km de Arad, este autobus în oră în oră, cine vrea să meargă, este mijloc de transport. Cu mașina faci 10 minute, dacă ai mașină, nu e foarte departe ca să nu permiți. Și chiar e frumos. Da. Cam atât despre sat și acum să vă povestesc despre sărbătoarea asta. O să începem și o să mai spun și de altele, dar acum o să începem cu Cârvaiu, că asta ne-a plăcut nouă cel mai tare. Și v-am mai spus și vă repet, noi am fost 5 copii la părinți și când se apropia sărbătoarea asta, gândiți-vă că așa e tradiția, așa e obiceiul, toată lumea, nu numai noi copii, și oamenii mari și restul din sat, e un obicei că toată lumea trebuia să fie îmbrăcată în haine noi, ca de Paște, exact ca de Paște. Ne trebuia haine noi și toată lumea trebuia să fie frumos, elegant, cel mai elegant, cel mai frumos îmbrăcat. Și ne trebuia haine noi la toată lumea, dar din cap până în picioare. Deci nu numai... Deci gândiți-vă și noi, fiind 5 copii, nu a fost așa de ușor să-ți iei la 5 copii haine din cap până în picioare. Dar tot timpul, v-am spus, nu eram oameni bogati, nu eram nici oameni săraci din sat. Eram oameni modești, deci oameni ca oricare. Deci. Și ce să vedeți, taică-miu și maică-mea făcea tot posibilul ca de fiecare dată când vinea o sărbătoare, ca noi să avem tot ce ne trebuie să nu ne lipsească. Nici mâncare, nici haine, nici ce ne trebuia la școală. Eram în rând cu toți copiii. Ne lua haine faine, curat, adică noi ne îmbrăcam de dimineață când începea ziua asta, abia am așteptat. Doamne, ce ne pregăteam noi pentru ziua asta, să vină ziua asta, abia am așteptat. V-am spus, așa prin august, prin 18-20 august, cam așa ceva. Așteptam cu nerăbdare și când vinea ziua asta, dimineața, când ne trezam, primul lucru ce făceam, credeți-mă, ne îmbrăcam frumos. Mai aveam răbdare să ne îmbrăcăm foarte frumos, elegant, să mergem încolo. În centru, v-am spus că acolo, unde e centru, e un loc foarte mare, unde e căminul, unde e birtul, unde e dispensarul, unde e centrul Zimandului, acolo se ținea, înăuntru la cămin, era o curte mare, 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 și acolo se instala, dacă știți, ringișpil. E o hintă care mere pe curent, pe lanț și se învârte roata cu lanțuri, dacă știți. Asta e ringișpilul, așa se spune. Mai se zice, mami, și altceva la hinta aia. Leagă în ringișpil, nu știu. Un fel de carusel. Exact, dar pe curent era. Atunci era, da, carusel așa micuț pentru copii, cu căluți. Cum a fost, dacă ați văzut pe Miriam aici, la zilele Aradului, cu căluți, cu mașinuțe. Deci, exact așa era. Vineau foarte mulți cu tarabe, unde se vindea. Acolo este tradiționalul... mărgeluțe făcută din turte dulce, colorate, unde se vindea bomboanele aia colorate, făcute în toate culorile, bastonașe, rotunde, care... Deci toate minunile se vindea la tarabele aia. Și erau multe tarabe, foarte multe, bată de zahăr, era unde se vindea inele, brățară, din asta de păr, agrafe de păr, cercei, jucării de copii, din asta de plastic, de copii mici, copii mari, toate feluri de jucării. Erau zeci de tarabe, așa pe rânduri, instalate și oamenii care vineau, că vineau cu copii, vineau din alte sate, care erau
în altă parte, vineau acasă la zimar sau știa, avea neamuri, dacă avea neamuri în altă parte, în ziua aia vineau acasă și stăteau la sărbătoarea asta, că v-am spus că era o sărbătoare foarte mare în sat, foarte așteptat și foarte iubit de toată lumea și distractiv era, foarte distractiv. Și la birt era muzică, era mâncare, băutură, normal că lumea la așa ceva se adună, nu? Pe doar și aici la Arad, când e, și oriunde, când e ziua satului, lumea se adună, se duce și mâncă, bea, se distrează, cumpără una alta. Deci așa era și la noi la Ziman, dar noi, copiii, încă ceva ce am uitat să vă spun, noi strângeam bani din timp. Puneam bani deoparte, ne dădea părinții, cine ne dădea cunoștințele, neamurile, ne dădea ceva bani sau ceva. Automat, noi puneam deoparte și atunci foloseam, cumpăram ce ne trebuia nouă, ce ne plăcea. Ba jucării, ba ne dădeam pe carusel, că aia trebuia plătit. O tură era câțiva lei, nu știu eu cât era atunci, că era altfel cu bani, nu ca acum. Plăteam și meream. Și noi copii, știți cum eram ca copii, noi vream să merem cât mai mult pe hinta aia. De nu știu câte ori meream în ziua aia, meream și de 10 ori dacă aveam bani. Și ne plăcea că merea foarte tare, merea așa în aer, se învârtea și merea în aer. Și mai ne meream în spate să fie un băiat, ne lua și ne arunca mai sus. Atâta era de fain, de nu-i adevărat. Vai, nouă, ne plăcea așa de mult, așa ne bucuram. Și în ziua aia vă spun, plecam de dimineață acolo la bâlciul ăla, la târgul ăla ce era chirvaiul ăla și vineam noaptea pe când se încheia, se încheia noaptea pe la 12. Că până atunci te lăsa, nu te lăsa mai mult să stai, că se strângeau și toată lumea pleca și atunci trebuia să vii și tu acasă, că toată lumea pleca. Și da, se ținea de dimineață, începea de la nu știu ce oră și v-am spus, până seara la 12 să ținea lucrul ăsta și noi tot acolo eram și luam de toate și mâncam și era și discotecă, era și muzică și mâncare, băutură, vai ce ne plăcea nouă, dar nu numai nouă, și la oamenii mari, că vineau și părinții, vineau și bătrânii și stăteau acolo și mâncau și se uitau și se plimbau, da. Ca la o sărbătoare, știți voi cum e când e o sărbătoare. Normal, lumea se bucură, se distrează, deci asta era obiceiul de chirvai. Deci toată lumea era încolo la sărbătoarea asta, se dădea pe hintă, pe carusel, copiii, cumpăra de la tarabe suveniruri, mai dădeai, cumpărai la măta, la tată, tu, la frați, dădeai, ție-ți cumpărai dacă ai avut bani. Atunci vinea părinții și noi plângeam, uite, cumpără mai aia, eu vreau aia, vedeam ceva deosebit. Doamne, nouă ne trebuia, gândiți-vă, Doamne, că să lua săraca taică-miu și maică-mea de cap cu noi, că noi eram cinci și ne trebuia de toate și vroiam să merem numai pe hintă. Doamne, că ne trebuia o grămadă de bani să ne distrăm numai noi, da, păi, Doamne, să știți că acum când aduc aminte, îmi vine să mă râd, chiar vine să mă râd, să știți că nu-i mai, și eu mă bucur că fetele mele înțelege și să altfel, noi eram copii, nu eram nici noi răi, dar noi dacă ne trebuia ceva, noi plângeam, sincer. Plângeam până obțineam lucrul ăla, așa eram noi, și vroiam cu forța. Mă bucur foarte mult că Miriam și Maria și Mia și toți trei nu-s copii cum eram noi. Noi eram foarte răi copii, să știți, toți. Noi orice dacă vroiam să obținem și nu obțineam așa ușor, plângeam până obțineam lucrul ăla. Și gândiți-vă să ai tu cinci copii să le faci pe plac, nu e ușor. Deci nu a fost, chiar nu a fost ușor deloc.
foarte greu a fost, dar uitați așa, noi ne-am bucurat de fiecare dată, eram cei mai fericiți copii, că chirvai, ne distrăm, că ne cumpărăm, că ne vârtim cu hinta aia. Să vă povestesc una cu vărul meu. No, noi suntem neamuri mari, v-am spus. Taică meu a avut încă o soră și un frate. Și copilul soră sa avea un băiat și o fată, tot de vârsta noastră. Noi ne înțelegeam foarte bine, mâncam împreună, beam împreună, stăteam împreună, că eram verișorii noștri, nu? Eram văr primar, eram ca frații. Și de tot atunci, de chirvai, într-un an, că ăsta era să țineam fiecare an, no? Și el, dar nu era copil foarte mare, avea acolo vreo, nu știu, vreo 10-11 ani, dacă avea copilul, no, poate 12, nu știu exact să vă spun, să nu vă mint, dar nu era nici foarte mare, nici foarte mic, să zici că copil mic. Era destul de măricică de putea să aibă minte mai multe. Și s-a urcat pe hintă, în fața lui a stat o fătuță și el ce-a făcut? Cum stai pe hinta asta, stai pe lemn și pe lanțul și aici în fața ai o bară. El s-a plecat după fată în față, cum era ringhișpilul foarte tare la curent, mere de zbor în sus și mere tare. El ce-a făcut? Să prindă fata, s-a plecat în față și n-a prins. Dacă el a văzut că nu prinde așa, s-a aruncat, s-a zbăcit cumva și când s-a zbăcit ea, s-a aruncat după fată să se aprindă, a alunecat. Deci merea în viteză foarte mare și el a alunecat. Ca norocul, că când a alunecat, a pus mâna pe bara aia ce avea aici în față, că ea s-a dus, el s-a dus în jos, s-a prins de bare și a târnat și ringhișpilul merea. Gândiți-vă, toată lumea, că era multă lume și ringhișpilul era mare și lumea stătea roata și era și plin. Și omul era un om care dădea drumul. Și noi deja cunoșteam pe domnul ăla, era un bătrân care se numea Beilobaci, așa îi spuneam noi, că așa o chemea. Și striga vărul meu, Beilobaci, oprește pinta. Și când a văzut bătrânul, vai, că s-a speriat, că bătrânul, gândiți-vă, dacă el pica și murea, el ajungea în pușcărie. Și bătrânul când a văzut, a oprit el hinta, dar hinta nu se oprește așa de repede, că mai mere roata de vreo 4-5 ori, că merea în viteză. Ca norocul că striga toată lumea, ține-te bine, ține-te bine, ca să nu se lasă să pice. Că... Și ca norocul că a avut puterea asta la copil, cât avea el, să țină vreo... câteva ture bune, să stea așa târnat cu mâinile sus, o ținut tare săracul și de frică să nu pice. Și când a oprit hinta și el tot să ținea. El a rămas speriat, țepenit acolo, nu s-a mai mișca. Bătrânul, așa s-a supărat pe el. A fugit să o bată. El o luat-o la fugă, a mețit-o, luat-o la fugă. N-o mai o primit-o bătrânul. Niciodată. Și eu a spus, tot timpul atenționa, nu mai vă plecați, nu mai vă aruncați, nu vă mișcați, stați liniștit. Dar noi tot, noi, nu eu, fete, băieții, tot n-ascultau, că erau neastâmpărați. Și copii răi și toți s-a plecau și făceau figuri. Dar nimeni n-a picat decât el s-a alunecat și s-a ținut. Dar atunci ne-am speriat foarte, foarte tare că pică săracul și pățește ceva. Nu o să uităm niciodată, aducem aminte și povestim lucrul ăsta chiar foarte des și îi amintim. Așa că așa o pățit vărul meu, a alunecat din hintă și s-a ținut cu mâna. Ne-au băgat, Doamne, și părinții, mamă, ce s-o speria și toți s-au speriat, toți oamenii din sat s-au speriat. De atunci
Am stat anul ăla și încă un an, am mai stat cu minte copiii. Nu se mai mișca atâta pe hintă, dar după aia tot la fel făceau, că n-ascultau ei. Erau cum erau. Așa că așa era la Ringișpil. Era foarte fain, aduc aminte cu mare drag și cu mare plăcere ce ne bucuram noi, ce ne distram noi. Vai, că a doua zi eram obosit, de nu mai puteam de oboseală. Ce ne distram noi, ce ne plimbam în ziua aia și ce făceam, și muzică, și mâncare, și băutură, și tot foarte fain. Deci asta era cea mai mare sărbătoare din sat, care așteptam noi cu cea mai mare nerăbdare să vină, să ne distrăm, să bem, să mâncăm, să ne dăm cu ringhișpilul și să ne luăm toate prostiile de la tarabele aia care erau acolo. Vinite oameni din toate părțile și făcea vânzare mare, să știți că făcea, că lumea cumpăra și oamenii mari și oamenii mici, cumpăra, adică copiii, cumpăra toată lumea, să știți că mai bine ca acum, că nu erau așa de scump să nu-ți permiți să-ți iei. Acum și dacă vin și ăsta nu mergi și te uiți și nu-ți iei, că nu mai ai bani și foarte scump, dar atunci nu era așa de scump să nu poți să-ți iei. Chiar luai, de toate luam. Noi luam, v-am spus, din aia cu turtă, o puneam în gât. Ne podobeam, puneam inele, de toate luam. Și jucării, și nu te miri ce luam, toate minunile. Stricam banii aiurea. Așa că asta era sărbătoarea de Chirvai, care ne-a plăcut nouă cel mai mult. În altă zi o să vă povestesc cum era de Paști, cum era de Crăciun, cum e și de ziua satului, cum e de ziua recoltei și sunt mai multe, v-am mai spus că sunt multe sărbătoare care se ține în sat și știți că la sat e mai fain ca la oraș, că tot așa se adună foarte multă lume, vin și străini, se întâlnesc cunoștințele pe care oamenii n-ai mai văzut, că este oameni care stă în alt loc și vine acasă sau vine la neamuri, cum v-am spus, și te vezi atunci cu el, vorbești, stai. Deci chiar e plăcut, e frumos, mie îmi place. Deci eu așa am crescut. Așa că e o sărbătoare frumoasă și plăcută. Sper că și unii dintre voi știe de sărbătoarea asta, poate și o făcut parte, o știe, o crescut așa, că nu numai la Ziman să ține asta, o ținut-o cu mai multe sate. E obicei în partea asta noastră. Asta nu știu dacă și în partea voastră, încolo, către Moldova, în Oltenia, în altă părți a ăsta, regiunii, să ține. Asta nu știu să vă spun. Dar la noi să ține de când mă știu. Nu, și înainte să fiu eu să țineam. Dar eu, de când mă știu, sărbătoarea asta exista și există și în zi de astăzi. Așa că asta e o sărbătoare veche, cu obicei, cu tradiții foarte frumoase, care la toată lumea e plăcut și frumos, le place și toată lumea participă. Deci cam atât despre astăzi, despre sărbătoarea de Chirvai. Sper că v-a plăcut. A fost interesant, zic eu. Eu zic că pentru noi a fost, că nu ne-a plăcut, că eram copii și acum de mari, eu am fost și cu fetele mele, cu Miri, adică cu Maria, cu Miha, și cu Miri am fost, să știți, și lor le-a plăcut. Deci poți să mergi nu numai când ești copil, poți să mergi și când ești mare, că nu-i după vârstă. Asta e după plăcere. Dacă vrei, merg, dacă nu, nu. Dar foarte mult lume merge și participă, să știți. Și străinii care trecea, că știți că la Ziman trece drumul național, deci drumul ăla mare, unde vii din Arad către Oradea. Și acolo e chiar în centru. E șoseaua în mijloc, unde se ținea
târgul ăsta, bâlciul ăsta. Și când vedea lumea, se oprea cu mașina să vadă ce e acolo. Și se uita și ei. Și foarte multe lume care trecea pe acolo se oprea să vadă, să participă câteva ore și le plăcea foarte mult. Și atunci am făcut un obicei, vineau. Dacă le-a plăcut, vinea și anul care se ținea și peste 5-6 ani dacă le plăcea. Și ia că așa s-a format tradiția asta și obiceiul ăsta, ani și ani de zile. Și era ceva frumos și plăcut. Sper că v-a plăcut și vouă povestea asta. O să mai povestim și altceva. O vine și domnul Mihai, e păhintă, bea cafea, vă salută. Așa că hai să bem și o gură de cafea, că mi s-a uscat gâtul cât am vorbit. Astăzi este luni. O să merem la... Eu mă duc la doctor, v-am mai spus, dar după masa mi-s programată. Nu știu dacă filmăm și acolo, nu știu. O să încercăm, dacă pot, dacă nu, nu, nu știu, nu vă promit nimic. Și să vedem ce facem astăzi. Așa că, dragii mei, ce să vă spun, să-mi scrieți mesaj dacă v-a plăcut povestea, dacă știți de sărbătoarea asta. Eu nu pot decât să vă mulțumesc că beți cafea cu noi, că sunteți alături de noi în fiecare dimineață. Vă mulțumim foarte mult, să aveți grijă de voi. Vă îmbrățișez, vă iubesc și vă spun la revedere. Vă las la cu revedere. Dumnezeu, pupici!